Bună seara și bine v-am găsit la Sinteza Războiului, alături de voi, Dumitru Reniță. Iată care sunt ultimele știri. Putin vrea negocieri cu armata ucraineană în timp ce Zelenski rămâne la Kiev pentru a apăra independența țării. Proteste în mai multe orașe ale lumii, oamenii cer încetarea războiului declanșat de Federația Rusă. A patra zi de război în Ucraina. Peste jumătate din activele bănci centrale ale Rusiei vor fi blocate. Mai multe state vor trimite atât asistență financiară cât și materială Ucrainei, anunță șeful IGSU Alexandru Oprea. Ucraina trece astăzi prin a doua zi a invaziei rusești în care mai multe orașe au fost bombardate. Atacurile militare au continuat și după ce Volodymyr Zelenski a cerut Rusiei să oprească agresiunea și să așeze la masa de negocieri. Ucraina trece astăzi prin a doua zi a invaziei rusești, în care mai multe orașe au fost bombardate. Atacurile militare au continuat chiar și după ce Volodymyr Zelenski a cerut Rusiei să oprească agresiunea și să se așeze la masa de negocieri. Un răspuns de la Vladimir Putin a venit în după-amiaza zilei, când liderul de la Kremlin a declarat că ar fi gata să trimită la Minsk o delegație care să poarte discuții cu partea ucraineană. Ulterior, într-o adresare video, Vladimir Putin i-a cerut armatei ucrainene să preia puterea în stat. În seara zilei, Volodymyr Zelenski a anunțat că rămâne la Kiev pentru a lupta pentru independența țării sale. Я кажу усім партнерам нашої держави, зараз важливий момент, вирішується доля нашої країни. Я запитую них, чи ви з нами? Вони відповідають, що з нами, але нас із собою в альянс вони брати не готові. În mai multe orașe din țările lumii, la 24 februarie, prima zi de război în Ucraina, s-au desfășurat proteste și manifestații în semn de susținere a poporului ucrainean. Oamenii au ieșit în străzi cerând încetarea războiului declanșat de Federația Rusă. În mesajele de protest, oamenii s-au adresat liderului de la Kremlin. Aceștia au cerut încetarea focului și acțiunilor militare. Acțiuni similare s-au desfășurat în Rusia, Italia, Portugalia, Cehia, Lituania, Moldova și alte țări. A patra zi de război în Ucraina a început cu alte sancțiuni impuse Rusiei. Mai multe bănci rusești au fost excluse din platforma SWIFT. Experții prognozează că această decizie va duce la deprecierea rublei rusești. Rezervele valutare ale Rusiei au fost și ele blocate prin înghețarea activelor băncii centrale. We will be imposing sanctions on President Putin and his fellow architects of this barbaric war. Ucraina însă a rezistat și noaptea trecută, în ciuda bombardamentelor rusești din cele mai mari orașe. Comunitatea internațională este solidară cu refugiații ucraineni care vin în Republica Moldova. Autoritățile din Austria, Franța, Olanda vor trimite asistență financiară și materială. Ajutarele urmează să ajungă aici începând de mâine, a declarat astăzi șeful Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Alexandru Oprea. La fel vreau să vă informez că pe parcursul zilei de ieri, Republica Moldova a început să primească ofertele de asistență din partea comunității internaționale pentru a ne ajuta să facem față acestui flux de străini care intră în țara noastră. Avem ofertele de asistență venite din partea Austriei, Franței și Olandei. Așteptăm ca bunurile propriu-zise, este vorba în primul rând de bunuri de primă necesitate, cheturi igienice, pături, paturi, corturi. Deci acestea sunt așteptate începând cu ziua de mâine, poimâine, în funcție de modalitatea de transportare. În continuare avem știrile de ultimă oră. Uniunea Europeană va interzice mașinăria de propagandă a Kremlinului, care include Russia Today și Sputnik. Ministra Afacerilor Interne Anna Revenco anunță că la punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene vor fi create benzi speciale, dotate cu acoperiș și încălzitoare pentru cetățenii care traversează granița pe jos. Pentru prima dată de la invazia începută în dimineața zilei de 24 februarie asupra Ucrainei, autoritățile de la Kremlin au raportat despre victime și răniți, fără însă să spună vreo cifră. Pe parcursul zilelor de sâmbătă și duminică, în zeci de țări ale lumii au avut loc proteste anti-război. În Rusia și Belarus, acestea s-au soldat cu agresiuni ale poliției, iar în Sankt Petersburg, numeroși protestari pașnici au fost arestați.
Uniunea Europeană va finanța achiziționarea și livrarea de arme și alte echipamente către Ucraina, care se confruntă la ora actuală cu o invazie din partea Rusiei, a anunțat duminică președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, precizând că aceasta este o premieră pentru UE. Kievul este încercuit, a spus primarul capitalei ucrainene, Vitalie Klitschko, într-un interviu acordat duminică de Associated Press. Tot el spune că evacuarea civililor nu va fi posibilă pentru că toate căile sunt blocate. Atât pentru sinteza de astăzi, ne revedem mâine la aceeași oră. La revedere!